frumos acolo. A, da, eu îți mulțumesc și te aștept la ceremonie. Da, o să vin bucuroasă. Dar cel mai înalt titlu din Academia Copiilor, cel de super mini-magistru, mai este deținut de cineva. Numele său, Ionuț Caled, cel care a câștigat și titlurile de mini-mister România 2008, dar și mini-mister Europa 2009. Să-l ascultăm pe Ionuț cântând, pentru ca apoi să intrăm în legătură telefonică cu acesta. Hai cu micul mare, hai cu toți la joc, uite așa se joacă hora la mijloc. Haideți toți la horă, haideți să dansăm. Începe jocul din străbun. Uite așa se joacă hora noastră. Uite așa, hai și tu încoace, vino, nu mai sta. Uite așa se joacă hora noastră la români. Uite așa. Bună, Ionuț! Felicitări pentru noul titlu de super mini-magistru. Spune-mi cum te simți acum că ai acest titlu. Tu ți-l doreai foarte mult. Mi-amintesc eu așa bine că în Academia Copiilor îmi tot spuneai că vrei să devii super mini-magistru. Te așteptai să dobândești acest titlu fără să treci printr-un examen, așa cum v-am amenințat eu foarte greu? Nu mă așteptam. Chiar am fost foarte uimit când am aflat. Adică mă semneam și a venit mama că o să fii avansat la super mini-magistru. Wow, ce bucurie! Nu mă așteptam. A fost cea mai mare surpriză. Ionuț, am văzut niște imagini de la înregistrarea cu Alexia. Se pare că v-a simțit destul de bine acolo. Spune-mi, cum a fost? A fost foarte bine. Eu l-am cunoscut pe domnul Cristian Alivez de la festivalul la care am participat. Așa. Dar mergând la dânsul, la studio, mi-am dat seama că este un om extraordinar. Și voi acolo cum v-a simțit? Ei, înainte să începem înregistrarea, eu cu Alexia și Coada ne-am jucat. Domnul Alivez a mai avut un pic de treabă. Ne-am jucat, am discutat, am vorbit despre școală, despre academie, că abia așteptăm să ne vedem toți. Ionuț, acum când ai atins un titlu atât de înalt, cum crezi că vei fi privit de către colegii din Academie? Cred că voi fi privit cu bază, dar nu vreau să par mai sus ca ei. Tot un copil sunt și tot academician, numai că trebuie să muncesc mai mult decât am muncit înainte. Ei, asta vreau să te întreb, știi că eu sunt foarte, așa, pretențioasă, pot spune. Și chiar vroiam să te întreb cât vei munci tu ca să-ți păstrezi titlul de super mini-magistru. Știi că eu vă mai ameninț așa din când în când că dacă nu vă ridicați la nivelul la care trebuie, este posibil să pierdeți câte o treaptă, da? Și să deveniți... Da, nu e cazul tău acum, presupun. Sper să nu, dar o să muncesc mai mult decât am muncit eu până acum și le voi demonstra colegilor că a meritat această urcare pe treaptă. Eu nu să știi că noi știm că tu ești un băiat deosebit și că vei rămâne un mic academician special. Nu ne înșelăm. Și sunt convinsă că, într-adevăr, ceea ce ai spus acum în această emisiune, te vei ține de cuvânt și nu ne vei face să regretăm niciun moment că ți-am oferit acest titlu de super mini-magistru fără a trece prin niciun examen. Vă garantez, nu o să regretați. Spune-mi câteva cuvinte pentru cei care și-ar dori să vină în Academia Copiilor, dar poate nu îndrăznesc. Ce le-ai spune tu? Păi să fie întotdeauna îndrăzneți, să treacă peste orice, să nu le fie frică de
ceea ce se poate întâmpla în viitor, știți, pentru orice, pentru fiecare om există câte o șansă. Crezi tu că noi, cei din organizația Academiei Copiilor, suntem atât de severi? Nu suntem severi, că nu putem chiar întotdeauna să fim foarte buni, mai există și momente de severitate. Bun, mulțumesc frumos, Ionuț, îți doresc mult succes atât la școală cât și cu noul titlu de super mini-magistru în Academia Copiilor. Mulțumesc frumos! Urmează cea de-a doua piesă imprimată de cei trei academicieni cu aceeași ocazie, după care vom lua legătura cu domnul Cristian Aliveș, compozitorul și producătorul acestor melodii. Să-i ascultăm pe Alexia, Ada și Ionuț. Bunica mea este modernă și rog dansează, uite așa. Deși atunci când era fată, dansa doar vals, tango, cea-cea. Bunica mea e ultra super, dansează rock de dragul meu. Nu obosește niciodată și ar dansa mereu, mereu. Bunica mea dansează, cu dragă urmăresc. Bunica mea dansează, nici nu știți cât o iubesc. Bunica veșnic mă răsfață și-mi dă mereu ce e mai bun. Deci ia florile grădinii, în brațe aș vrea să îi le pun. Bunica mea e o minune și orice poftă mi-a făcut. Dar sunt și eu ascultătoare, mă port frumos că am crescut. Bunica mea dansează, cu dragă urmăresc. Bunica mea dansează, nici nu știți cât o iubesc. Sau cum mergea la promenadă și-n parc fanfara se auzea. Strigau și se înghionteau copii, iar lumea toată se distra. Bunica mea dansează, cu dragă urmăresc. Bunica mea dansează, nici nu știți cât o iubesc. Îl avem în emisiune pe domnul Cristian Aliveș, compozitorul și producătorul pieselor ascultate în interpretarea trioului de mici academicieni. Bună ziua, domnule Cristian Aliveș! Bună ziua dumneavoastră și radioascultătorilor, bineînțeles și copiilor! Înainte să facem acest interviu, vreau să vă felicit pentru cele două piese. Vă mulțumesc foarte mult și mă bucur că v-au plăcut. Sper să placă. Ne-au plăcut foarte mult și, după cum știți, noi am format această echipă pentru a o ajuta pe Alexia, pentru că ea este membră în Academia Copiilor. Da, foarte frumos, bravo. Ce ne puteți spune despre modul în care s-au pregătit și au colaborat copiii la imprimare în studioul dumneavoastră? Da, m-am bucurat foarte mult de cei doi copii veniți din partea Academiei noastre. S-au purtat... Ei au fost chiar trei, pentru că și Alexia este învățăcel în Academia Copiilor. Chiar trei, da, n-am pus-o pe Alexia pentru că era solistă, dar foarte, s-au comportat foarte frumos ca niște adevărați profesioniști. Și pe această cale țin să aduc felicitările mele Academiei. Și toți trei copiii au fost super. Mai ales că am avut de înregistrat două piese, în care una dintre ele noi visăm, a trebuit să facem și varianta refrenului în italiană, în limba italiană, piesa plecând la un festival în Italia. Iar la cealaltă, Bunica dansează rock, la fel, refrenul a trebuit să facem niște voci. Copiii s-au comportat admirabil, ca niște adevărați profesioniști, și cum am spus mai înainte. Spuneți-mi, dumneavoastră, ca și compozitor, a simțit că acești mici artiști au prins de la început spiritul pieselor așa cum l-ați gândit când l-ați compus, sau a trebuit să lucreze? Nu. Au prins foarte repede. Sunt talentați, receptivi și foarte repede au asimilat materialul nou.
Am înțeles. Dumneavoastră sunteți un compozitor cu rezultate deosebite și cu o experiență serioasă, așa că aș vrea să vă întreb. Mă bucur că spuneți asta. Ce părere aveți despre Academia Copilă?